Astăzi, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatare, a anunțat lansarea platformei online compensații.gov.md. Pentru a primi compensații în facturile pentru energie electrică, termică, dar și gaz, cetățenii trebuie să completeze un formular, iar sistemul va determina gradul de vulnerabilitate energetică a gospodăriei, după care va fi calculată valoarea compensației. Valoarea exactă a compensațiilor va fi anunțată în noiembrie. În bugetul pentru acest an este deja alocată suma de 870 de milioane de lei pentru compensații în luna, pentru luna noiembrie. Vă reamintesc că anul trecut, pentru luna noiembrie, s-au plătit compensații în sumă de 230 de milioane. Deci dacă comparați valoarea fondului disponibil pentru compensații în acest an, pentru luna noiembrie, este mai, cel puțin triplă față de luna noiembrie pe anul trecut. Per total, pe perioada rece a anului, Ministerul Finanțelor identifică resurse pentru a acorda compensații în valoare totală de aproape 5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă de două ori și jumătate mai mult decât anul trecut. Cu alte cuvinte, banii sunt puși deoparte și vor fi împărțiți între categoriile de vulnerabilitate în funcție de ponderea acestor categorii în structură. Guvernul dă asigurări că de compensații pot beneficia toate familiile care locuiesc în Republica Moldova și care folosesc gazele naturale sau energie termică în perioada rece a anului. De asemenea, ministrul Muncii și Protecției Sociale a specificat că a fost lansată și linia fierbinte 08000-5000, la care cetățenii pot apela pentru a adresa întrebări privind procesul de înregistrare în sistemul informațional. Cetățenii se pot înregistra timp de aproape o lună și jumătate, până pe 25 noiembrie.